Doamnelor și domnișoarelor, domnilor, lansăm acum romanul care a tulburat apele în Europa din data de 4 ianuarie, când a fost publicat în Franța, 7 ianuarie, când a fost publicat 2019, când a fost publicat în Germania, mijlocul februarie, când a fost publicat în Spania și tot așa în principalele țări europene. Iată că ne-am aliniat și noi și la sfârșitul mai avem cel de-al șaptelea roman al scriitorului francez Michel Houellebecq, cea mai importantă voce a literaturii franceze actuale, tradus excelent de Daniel Nicolescu, care de fapt e traducătorul antitrăr în momentul de față al lui Michel Houellebecq în România, dacă ținem cont că acum 2 ani i-a tradus și antologia de poezie publicată de editura Gallimard. Serotonina este romanul care continuă trendul Houellebecq, anume este adulat pe unii, s-a spus, s-a scris că este o capodoperă și este denigrat cu furie pe alții. Dacă în romanul din 2015, Sumisiun, supunere, pe care l-am publicat în traducerea celui Daniel Nicolescu în 2015, tot la Bookfest, în colecția rapidă de minte editurii cu Martita Fiction. Deci dacă în acest roman, într-un fel, Houellebecq prevedea atacurile jihadiste, teroriste, care au fost în redacția de la Charlie Hebdo, în momentul de față, cu acest roman, se dovedește același seismograf de data asta al unei stări pre-revoluționare, aș putea să-i spun, al dispărării care s-a întâmplat în decembrie și care a dus la fenomenul veselor roșii. În același timp, Houellebecq este scriitorul care a impus în inima literaturii mizeria sexuală din Occident. Continuă să o facă Jules Sarkazy și în acest roman. Tot el este cel care poate să scoată în relief ca nimeni altul dezolarea individului comun într-o societate